Haideți să ne cunoaștem acul la folosirea acestei metode de puncționare cu ac și seringă. În primul rând, acesta se numește bizoul acului. Dacă vedeți, avem teșitura aceasta, da, care se află în două planuri. Teșitura respectivă trebuie să fie întotdeauna în sus. Întotdeauna în sus. Ce este important este faptul că în momentul în care facem o puncție venoasă în scop de recoltare de sânge, de multe ori este suficient să intrăm cu teșitura, cu bizoul acului, doar jumătate, pentru că sângele va reflua și prin partea de jos. Nu așa se pune problema și atunci când vrem să facem o injectare. Pentru o injectare trebuie să ne poziționăm pe lumen, cel puțin un centimetru, pentru a nu ne risca să spargem vena. Prin urmare, dacă intrăm cu bizoul, bizoul trebuie să fie poziționat în sus și trebuie intrat într-un unghi de, în funcție de adâncimea venei, vom alege, dar asta va fi o altă discuție, cu teșitura în sus, în momentul când am simțit că am penetrat vena, pentru o recoltare ar fi suficient, da? Ar fi suficient, dar pentru o injectare, pentru o injectare va trebui să mai avansăm, să așezăm longitudinal cu vena și să mai avansăm puțin, pentru că în cazul în care facem presiune pe o venă și bizoul nu se află în venă, va fi, bineînțeles, o traumă pentru venă și de cele mai multe ori aceasta va plesni. Pentru mai multe sfaturi și trucuri, accesați www.medataloș.ro, iar dacă doriți să sprijiniți acest proiect, nu uitați like și share.